Stimați cetățeni, stimați reprezentanții ai presei, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre prin care a confirmat rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024. După cum știți, referendumul a fost organizat după pronunțarea avizului Curții Constituționale din 16 aprilie 2024, care a reținut că inițiativa de revizuire a Constituției Republicii Moldova prin referendum în sensul adăugării unor prevederi referitoare la direcția politică a statului și la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană corespunde limitelor temporale și materiale de revizuire a Constituției. Hotărârea pronunțată astăzi a avut la bază o sesizare a Comisiei Electorale Centrale, care a totalizat rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie. În sesizarea sa, Comisia Electorală Centrală i-a comunicat curții că cetățenii s-au prezentat la vot într-o proporție de 50-72% din numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale și că majoritatea au răspuns da la întrebarea: susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, adoptând legea privind modificarea Constituției. Trebuie să mai menționez că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație în care a menționat că în cadrul scrutinului au fost comise un număr de încălcări în cadrul unor secții de votare constituite în străinătate. Acest partid i-a solicitat Comisiei Electorale Centrale să declare nule rezultatele alegerilor din circumscripție electorală pentru secțiile de votare constituite în străinătate numărul 38 sau să dispună renumărarea voturilor. Comisia Electorală Centrală a anexat contestația în discuție la raportul cu privire la rezultatele referendumului republican constituțional și l-a prezentat Curții Constituționale. Cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024, Curtea a reținut că inițiativa legislativă de revizuire a Constituției a fost înaintată spre avizare Curții Constituționale de 46 de deputați, adică mai mult de o treime din numărul deputaților din Parlament, fiind respectată una din condițiile din Constituție. Proiectul de lege pentru modificarea Constituției prin referendum a fost prezentat Parlamentului după ce a fost examinat de Curtea Constituțională prin avizul ei din 16 aprilie 2024, fiind respectată o altă condiție din Constituție. Textul supus referendumului republican în vederea modificării Constituției nu afectează caracterul suveran, independent și unitar al statului Republica Moldova, nici statutul de neutralitate permanentă. De asemenea, conținutul inițiativei de revizuire a Constituției nu presupune suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Curtea a constatat că inițiativa de revizuire a Constituției prin referendum respectă condițiile impuse de articolul 142, aliatul 1 și 2 din Constituție. Constituția nu poate fi revizuită în perioada prelungirii mandatului Parlamentului, până la întrunirea legală a noii componențe și pe durata stării de urgență, de asediu și de război. Curtea a notat că perioada desfășurării referendumului nu cade sub incidența vreunei situații dintre cele menționate. Propunerea de inițiere a referendumului
a fost înregistrată la Secretariatul Parlamentului la 18 aprilie 2024, iar Parlamentul a adoptat hotărârea privind desfășurarea referendumului republican constituțional la 16 mai 2024, fiind respectat termenul de 3 luni pentru declararea referendumului. Totodată, Parlamentul a stabilit că referendumul se va desfășura la 20 octombrie 2024, fapt care corespunde condiției din codul electoral ca referendumul să se desfășoare cel puțin la 60 de zile de la data adoptării hotărârii. Curtea a constatat că la referendumul din 20 octombrie 2024 au participat 50,72% din numărul de persoane înscrise în listele electorale, adică mai mult de o treime din numărul total al acestor persoane. În consecință, a fost respectată condiția valabilității stabilită de codul electoral. Cu privire la rezultatele referendumului, Curtea a constatat că la întrebarea supusă referendumului, urmată de textul legii pentru modificarea Constituției, majoritatea cetățenilor au votat da, fiind respectată condiția majorității voturilor cetățenilor care au participat la referendum. Cu privire la solicitarea de renumărare a voturilor depusă de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Curtea a reținut următoarele. Codul electoral stabilește cazurile în care trebuie dispusă renumărarea voturilor. Potrivit acestui articol, Curtea Constituțională dispune renumărarea voturilor dacă încălcările arătate în cerere sunt de natură să influențeze rezultatele alegerilor și respectiv distribuirea mandatelor. Se califică întemeiate cererile privind renumărarea voturilor în cazul stabilirii unei diferențe de până la 10% între voturile valabile exprimate pentru concurenții electorali, între voturile date la referendum, precum și în cazurile în care datele înscrise sau rectificările efectuate în procesele verbale de numărare a voturilor pun la îndoială conformitatea și veridicitatea acestora. Potrivit codului electoral, Curtea Constituțională trebuie să declare nul referendumul republican dacă în timpul votării sau al numărării voturilor au fost comise încălcări grave ale prevederilor codului electoral, încălcări care au influențat rezultatele referendumului în întregime. Curtea Constituțională poate proceda la analiza gravității acestor încălcări doar după ce acestea au fost constatate prin hotărâri judecătorești definitive. Totuși, Curtea nu a constatat existența unor asemenea hotărâri judecătorești care să confirme încălcările afirmate de Partidul Comuniștilor. Mai mult, cu privire la neclaritatea întrebării supusă referendumului și la faptul că întrebarea avizată prin avizul Curții Constituționale din 16 aprilie 2024 este formulată în mod diferit față de cea stabilită în hotărârea Parlamentului din 16 mai 2024, Curtea a reținut în acest aviz că se poate pronunța doar cu privire la inițiativa revizuirii Constituției, nu și la întrebarea care se dorește a fi adresată la referendum. Nici prevederile constituționale, nici cele ale codului electoral nu stabilesc posibilitatea avizării întrebărilor de către Curtea Constituțională. Astfel, Curtea a confirmat rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024. Curtea a constatat că la referendumul republican constituțional au fost incluși în listele electorale 3.020.814 de alegători, dintre care 2.711.615 înscriși în listele electorale de bază și 309.199 înscriși în listele electorale suplimentare. Au primit buletine de vot 1.532.264 de alegători, 50,72%, adică mai mult de o treime din numărul de alegători înscriși în listele electorale.
Referitor la întrebarea, susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, urmată de textul legii pentru modificarea Constituției prin referendum republican constituțional, au fost exprimate în mod valabil un număr de 1.488.874 de voturi, dintre care 749.719, adică majoritate pentru opțiunea da, iar 739.155 pentru opțiunea nu. Curtea a mai constatat că proiectul legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial ca anexă la hotărârea Parlamentului numărul 121 din 16 mai 2024 privind desfășurarea referendumului republican constituțional, a fost adoptat prin referendum la 20 octombrie 2024. Curtea a stabilit că legea pentru modificarea Constituției adoptată pe 20 octombrie 2024 prin referendum constituțional intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii Curții Constituționale, iar Constituția se va republica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună!